ne vom uita la recorduri mondiale din fotbal și vom încerca să le depășim. N, nu, nu vom face asta pentru că nu sunt în stare, fizicul nu mă ajută să le depășesc, dar poate fizicul mă ajută să dați și voi un like. uitați-vă la aici la mine. Sunt mă ce trebuie sau să-l merit și eu un like? Eu cred că merit, sincer, așa că dați un like. Abonați-vă și dăm drumul la treabă la cele mai nebune recorduri mondiale din fotbal. Ia să vedem Uh, vă, vă spun clar faza asta în vârstă este cel mai rapid gol din lume, efectiv. Uitați-vă un pic așa. Gen, bă, 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 6 secunde și 24, voi vedeți, cea mai curată fază din lume. Bă, deci mi se pare incredibil cum au plecat ăștia. Deci cum a fugit băiatul ăla acolo? Bă, bă cum s-a băgat pe în trei și tot ăsta remarcabil, efectiv. Remarcabil, băi frate, băi. Deci n-ai cum, n-ai cum? Recordul imposibile, fraților. Asta e clar. Dați like la acolo la blană și să vedem. Ok, o lovitură simplă, liberă, gen. 119 km pe oră! Bă, sincer, cred că Ronaldo a bate mai tare? Că Ronaldo are bate mai tare? Hmm, nu știu ce să zic, 119 km pe oră e cam așa. Adică, nu știu, e așa și așa. Cât a aruncat 61 de metri? Bă, ce? 61 de metri cu mâna! boi frate! Nu-i posibil așa ceva. Deci n-ai cum să arunci atât de mult cu mâna 61 de metri. Ce facem asta? Power 3, ce avea? speed? Cea mai mare viteză de pe un teren! Ce are mă la mă? Bă, vezi că a fugit cam repede băiatul meu, vreți să vă mint? Driblinguri, ok, a făcut două, cine asta Maradona, cred. 3 driblinguri, 4, 5. Bă, de astea cred că a mai făcut și Mesi. De astea cred că a mai făcut și Mesi. Nu știu dacă e 5. A, stați un pic așa. 11 atingeri, 11 secunde și 15 driblinguri. Am înțeles acum. Nu știu dacă a făcut mesi chiar așa. Dar, dacă ăștia oamenii ăștia aici zic că sunt recorduri mondiale, noi îi credem pe cuvânt, nu? Sincer, nu prea îi cred, pentru că eu dacă mă pun pe teren acolo, cred că Hai că fac eu ceva dacă e. Nu fac eu nimic stați niște niștiți. Nu fac eu nimic, așa mai da și gol. Adică, bă, am mai dat și gol, adică tot ce trebuie, băi, frate. Ia vezi, centrarea asta nebună. Ronaldo e ăsta. Ăsta e Ronaldo, bă. trei metri aproape, ce să mai vorbim? Bă! Bă a sărit 3 metri omul meu. A sărit peste peste Turnul Eiffel a sărit. Până la jocurile olimpice asta sărea peste Turnul Eiffel, mă. Așa fără prăjină de aia. Pă bune, vă zic, dacă nu sărea. Ok, a intrat omul în teren. Ce a făcut? M a luat roșu. Cel mai rapid roșu din lume? <laughs> Am înțeles, domnul Gerald. Am înțeles, cel mai rapid roșu din lume în 38 de secunde. Jucătorul nostru a luat roșu. Ok, ce, ce, vrea să fie asta, gen? Uh, cel mai rapid penalti din lume? Cel mai rapid penalti din lume? Bă, dacă că s-a cam băgat pe el, vreți să vă mint? Ia. Mamă, dar l-a rupt, bă, frate, l-a rupt! Ce mai dai din mâinile alea acolo cu mâinile alea ale tale? Deci n-ai cum, cel mai rapid penalti din lume, gata, am înțeles. Nu uite, nu ne arătat dacă a fost și gol, sincer. Poate chiar n-a fost 190... 190 de km pe oră! Deci dacă te lovea mingea aia în mână, sunt șanse mari să-ți fi rupt mâna ce vorbim dintr-un șut în vole. În no open play, cică. Bă, adică fără lovitură liberă. 96 de metri, a dat tot terenul ăsta, pe cuvântul meu. A dat gol din poartă în poartă, ce a făcut? Ia uite bă. Băi, fratele meu, 96 Ce, ce, ce? Mai scrie ceva acolo de un record, să un pic Din 2021 101 metri 101 metri A fost bătut recordul 2023 Nu pot să cred ceva Asta a dat mai lung 77 de metri l a fost 7 șapte... Longest drop kick in football. Bă, da. Da, adică asta e de la bă, asta cum e, de la colțul de la colțul terenului, gen. A, ah, ba nu. Ah, el a, e la data, am înțeles acum, a dat al a dat altfel. Gen, a dat de jos, n-a mai dat de sus. 77 de metri, vezi că e respectabil. Eu dau mai mult. Dacă ai idee. Ca idee, se descurcă lumea, lumea acasă, nu mai știe ce se întâmplă. Ok, un gol. Două goluri. 3 goluri. 4 goluri într-un match! 5 goluri într-un match! 6 goluri. Bă! Bă! Să-l să oprească cineva! Opriți-l, vă rog! 9! goluri într-un singur meci de la un singur jucător. Doamne ferește. Doamne ferește. Doamne fer... Ei, ei! Ei, ce-i cu farfeca asta nebună? Bicycle click? Cred că asta înseamnă farfeca. A, ah, stați mă că n-am văzut cine a fost mă. Scuzați-o pe mine, că nu vă cine a fost, o frate. Cine ar putea să fie așa nebun? Ok, au fost 6, 6 secunde la ăla. Cel mai rapid autogol? Cel mai rapid autogol din lume! 8, 8, 8! 8 deci nu 6, 6, 6. E numărul cu ghinion, fraților. 8, 8, 8 este numărul cu ghinion, așa că aveți grijă! Cel mai lung autogol? Vă, bă, bă mi-am dat seama imediat, mă, despre ce-i vorba, bă, în astea. Mi-am dat seama imediat, băi, frate, băi. Stai, mă, stai, stai, că n-am văzut ce s-a întâmplat. S-a împiedicat, a căzut. I-a dat galben. Și? Nu înțeleg. Cel mai rapid al doilea galben? Cel mai rapid al doilea cartonaș galben din lume? Stai, mă, că... I-a dat... De-a dat trei cartonașe galbene! Bă! Cele mai multe cartonașe pentru un singur jucător într-un singur match 3 4 cartonașe! Ce să mai? Că la trei galbene și unul... Nu mai zic nimic. Și unul roș. Bă, dar asta nu-i sănă... Băi, fratele meu, ce face aici? Băi, ce-a făcut ăsta? 80 de metri S-a dus Ferrari Lamborghini Da, mă, da Da, mă, da Lovi Cel mai lung gol cu capul 58 de metri Cel mai lung gol dat cu capul La 51 de metri Să vedem, mă, chelioși și schelioși, mă, frate Nu vă puneți cu ei Au chelia tare Ce-a făcut, mă? 75 de centimetri. Păi stai mă și Ronaldo cât avea atunci? N-a avut mai mult Ronaldo atunci? Era că stai avut 75 de centimetri? Hetric. Cel mai rapid hetric. Adică jucători care au scris 3 goluri ca lumea, gen Ferrari. Înțelegeți? Ia să vedem. Bun. Au trecut câteva secunde. Vă zic eu acum, 39-40 de secunde. Și după... După mai puțin de un minut, după 46 de secunde, Deja s-a dat al doilea gol, ca idee. Și după 2 minute și 21 de secunde s-a dat al treilea gol, deci în 2 minute și 21 de secunde, în, în mai puțin de 3 minute ca idee, a dat un meu trei goluri cu fază cu tot ce trebuie, adică e ce uh, ce, uh, ce? Most dribl, dribl, dribluri, drib, dribli, driblinguri, driblu, Ronaldo, mă, mă așteptam să fie la Messi driblingurile a, Bă, de fapt de la Ronaldo, bă, dar stai mă, ce au fost așa multe, că nu înțeleg 4, a A, gen într-un meci, nu într-o fază, într-un meci. Vezi că, gen nu Messi are, bă, dar Messi nu are niciune, n-are cum, trebuie să aibă și Messi record, dar l-au băgat ăștia aici, mă, vă zic eu Că și Ronaldo are, că nu zic, că e talent și Ronaldo, dar și Messi e talent. Hai mă, 10 driblinguri, dar mai faci multe. Ia, calmează-te, băi, băi, puneți ți -mă piedică, bă. Hai, 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 stai pe loc. Bă, dar nu-l oprește nimeni pe ăsta. Mă, ah, vezi că l-a oprit? L-a <laughs> oprit un pic acolo. 15 driblinguri într-un meci, mă. Dacă te face 100? 130 de driblinguri? Bă, n-ai cum, frate, așa ceva. Ua, so, dacă te a făcut asta. Da, asta a fost episodul, dați dacă vă dacă v-a plăcut. Uitați-vă ce e aici, voi fraților. Deci, din minutul 51 până minutul 60, ia distrus pe băieți. Era 1-0 pentru Wolfsburg, aparent Lewandowski a închis tabela cu 5-1. În, în, 10 minute, după putea să-l scoată de pe teren, că oricum nu mai, nu mai avea el să facă nimic. Dați-vă un like dacă v-a plăcut episodul și până data viitoare, v-am pași, v pe toți și pașpa!